Bun găsit, dragii mei! O nouă emisiune, Simplu cu oameni simpli, cu un invitat special astăzi, și anume doamna din dreapta mea, doamna Irina Popa. Bun venit, doamna Popa! Bună ziua, bine v-am găsit! Aș vrea să vă spun că doamna Irina Popa este purtătoarea de cuvânt a unei structuri de care toți am auzit, sunt convinsă, și care este cea la care apelăm de regulă când există probleme. Nu numai noi ca cetățeni și instituții și poate toată populația și tot ce reprezintă în țara asta. Și anume, această instituție se numește Inspectoratul pentru situații de urgență. Pentru situații de urgență Neamț. Și am să o rog chiar pe doamna de la început, pentru că pe uniforma doamnei, uitându-mă cu ochiul, înseamnă IGSU, dar doamna a spus că ea reprezintă ISU Neamț. De ce pe uniformă aveți IGSU? Ce înseamnă acest lucru? IGSU înseamnă Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. ISU este o parte din Inspectoratul General. Inspectoratul General gestionează și coordonează activitatea inspectoratelor județene, însemnând că în fiecare județ avem câte un inspectorat județean pentru situații de urgență. La nivelul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență Neamț, activăm în structuri pe detașamente. Avem detașamentul de pompieri din Piatra Neamț, detașamentul de pompieri din Roman, detașamentul de pompieri din Târgu Neamț. Avem și o gardă de intervenție la Poiana Teiului și un punct de lucru, de fapt două puncte de lucru, unul la Roznov și unul la Poenari, pe raionul de intervenție al detașamentului Roman. Detașamentele pe care vi le-am enumerat gestionează situațiile de urgență ce sunt la nivelul raionului de intervenție. Într-un raion de intervenție fac parte mai multe comune. Exemplu, în raionul de intervenție al detașamentului Târgu Neamț avem comunele Grințiești, Ceahlău, Poiana Teiului, Borca, Farcașa, Pipirig, Răucești, Brusturi, Țibucani, Petricani, Păstrăveni, toată zona asta care este da, mai aproape de... Permiteți... Știam că era o fostă zona raionului Târgu Neamț, cum era pe vremuri, vreo 18 comune, parcă. Cam așa. Da, cam așa. Aș vrea să vă întrerup puțin. Deci mi-ați spus de detașamente. Deci structura se împarte pe detașamente. Și când ați spus detașament de pompieri, deci pompierii sunt în subordinea dumneavoastră a acestui inspectorat? Inspectoratul pentru situații de urgență înseamnă pompieri. Din 2005, din decembrie mai exact, de pe 15 decembrie, grupul de pompieri Petrodava s-a unit cu Inspectoratul de Protecție Civilă și s-a format Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Deci acum suntem pompieri care ne ocupăm de gestionarea tuturor situațiilor de urgență. Asta înseamnă incendii, în primul rând, gestionăm prevenirea și stingerea incendiilor, inundații, alunecări de teren, cutremur, asanarea muniților rămase neexplodate din timpul războiului mondial, epizotii, tot ce poate provoca daune vieții omenești, deci sau bunurilor materiale. Gravă, să zicem, da. Întâmpinată. Compartimentul acest, sau nu știu cum să-l numesc, SMURD, este tot la dumneavoastră? SMURD este o structură din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență și deservește populația pentru acordarea primului ajutor medical calificat. Avem două categorii de ambulanțe SMURD. Una este o ambulanța SMURD de acordare echipaj prim ajutor și altă autospecială încadrată și cu medic de la unitatea de primiri urgențe pentru cazurile mai grave, și aceea se numește SMURD de terapie intensivă mobilă. Acele autospeciale. De regulă acestea vin în situațiile în care sunt accidente cu victimă. Da, nu numai accidente de trafic. Orice. Atunci când necesită intervenția unui cadru medical specializat. Pentru că ambulanțele SMURD sunt încadrate doar cu pompieri care au și extensia, ca să o numim așa, de paramedic. Aproape toți colegii care lucrează la intervenție au dublă calificare, pompier și paramedic. Pentru paramedic au această
calificare pentru a putea acorda primul ajutor atunci când merg la o intervenție. Și de ce nu? Pentru a-și acorda ajutor coechipierului. A, da, adică a pompierului de pe mașina specială de În cazul în care un coleg, pentru că pe autospecialele noastre de stingere avem mai multe module. Avem modulul de stingere, modulul pentru descarcerare, dar și modul pentru acordarea primului ajutor. Aceste autospeciale de stingere sunt moderne și au aceste trei tipuri de, pot merge la aceste trei tipuri de intervenție. Se întâmplă de foarte multe ori ca atunci când mergem la un incendiu să identificăm și o persoană cu arsuri. Până vine personalul specializat medical, pompierul poate să-i acorde primul ajutor, exact, da, pentru a diminua pagubele ce pot fi produse ca urmare a evenimentului. O suplimentare. Da. Probabil asta s-a făcut, nu exista înainte, când erau detașamente simple de pompieri, nu? Nu. Smurdul a luat ființă ca urmare a necesității acordării primului ajutor personalului care merge la intervenție. Ulterior, a fost mărită plaja acestor misiuni pentru că sunt persoane care au nevoie și de ajutor din partea noastră, pentru că sunt ambulanțele SAJ care au foarte multe misiuni și misiuni complexe. Astfel că smurdul intervine la și la incendii și la accidente rutiere mai ușoare, pentru că noi suntem paramedici, nu suntem special învățați pe structura medicală. Înțeleg. Noi nu avem studii medicale cum au asistenții medicali și medicii. Eu vreau, după aceea o să continuăm cu structura dumneavoastră și cu organizarea și cu plaja de activități, dar aș vrea să vă pun o întrebare pe care poate telespectatorii noștri o au pe buze. Se întâmplă la un moment dat să avem o problemă, da? De orice natură. Poate cele mai dese, din nefericire, sunt accidentele rutiere, incendiile, dar sunt și de alte naturi și noi imediat sunăm la numărul 112. Așa este. Da? 112 este numărul unic pentru orice situație de urgență, care poate fi apelat de pe telefonul fix, telefonul mobil sau telefonul public de pe stradă, fără a fi taxat. Adică este un apel gratuit. Din păcate, în România, sau ne referim doar la județul Neamț, pentru că reprezint doar județul Neamț, jumătate din apelurile primite la 112 sunt false. Cealaltă jumătate este împărțită la rândul ei în jumătate și sunt jumătate din aceste apeluri sunt non-urgente, adică nu prezintă o urgență. Este foarte important ca cetățenii să conștientizeze că aceste servicii medicale de urgență ar trebui folosite doar pentru situații de urgență. Dacă ai o durere de măsea, te duci la un cabinet specializat, la policlinică și îți vei rezolva problema. Dacă te-ai tăiat la deget, e adevărat, poți să te duci la dispensar să-ți rezolvi problema sau la medicul de familie să te adresezi. Nu este corect față de cel care are nevoie, poate care a făcut un stop cardiorespirator sau poate care a avut un accident rutier, să nu poată beneficia de servicii pentru că ambulanța este ocupată cu transport pentru cazuri care nu sunt urgente. Da, mă scuzați că intervin, așa aș vrea să și în același timp să și vă întreb. Deci eu știu că în momentul în care apelăm acest număr 112, îți răspunde un dispecer care îți pune întrebări de ca să te deslege ce fel de necaz ai și nu cred că ar trebui să ne supărăm dacă ni se răspunde depinde urgența dumneavoastră, să zicem, nu este de grad 0 sau eu știu de ce grad poate să fie, și să încercați să reveniți când avem disponibil, iar el direcționează la salvarea obișnuită care o știm noi, nu? Cum e, da, care la serviciul de ambulanță. De ambulanță. Sau spre dumneavoastră, în funcție de ce este de natura urgenței pe care vă voi povesti care este fluxul apelului la 112. Serviciul Telecomunicații Speciale primește acest apel de la 112 și în funcție de urgența pe care o are, distribuie apelul către entitatea care gestionează situația respectivă.
Mai nou, pompierii sunt în ascultare aproape la toate intervențiile, pentru că există posibilitatea să se producă și o situație de urgență care necesită intervenția noastră. Astfel că, dacă avem o urgență medicală, este normal să fie direcționată către serviciul de ambulanță județeană, adică salvării. Salvarea, dacă nu are disponibilitate pe autospeciale care le are în dotare, se caută o resursă materială la pompieri, în sensul că se va direcționa o ambulanță SMURD. De aceea se numește dispeceratul integrat SAJ SMURD. Adică în acel dispecerat găsim și personal de la Serviciul de Ambulanță Județean, dar și personalul de la ISU. În funcție de situația care o avem, putem fi direcționați către poliție sau către jandarmi sau către pompieri, în funcție de situație. În funcție de natura situației. Da. Eu vorbesc, reprezint pompierii și vorbesc despre ei. Pompierii în maxim 2 minute părăsesc unitatea de la momentul în care au primit apelul. Dacă s-a primit apelul la și 15, la și 17, pompierii au ieșit pe poartă cu autospeciala pentru a se deplasa către locul solicitării. Da, dacă scuzați puțin, aș vrea să intervin cu o întrebare și să punctăm aici o situație ca să înțeleagă foarte bine telespectatorii. Deci să spunem că eu am sunat 112 la 1 și 10, da? Durează un minut sau două, știu eu, o conversație cu dispecerul, greșesc? Mai puțin sau durează, mai puțin, da. Bun. Să zicem un minut, ca să putem, deci la și 11. Urmează direcționarea spre, să spunem că este un caz în care trebuie să intervină pompierii. Deci imediat în momentul dispecerul, în care s-a făcut dispecerul un maxim 20 secunde, 30 secunde și a dat seama despre ce este vorba, da, și pompierii au preluat aia. Apelul. Deci tu ca persoană mai discuți cu pompierii? Absolut, dar în momentul în care dumneavoastră discutați cu pompierii și ați spus este incendiu, atunci s-a activat grupul. Deci, practic, punem 2 minute, să zicem, sau poate mai puțin. Un minut, să spunem, discuția cu dispecerul, discuția mea cu pompierii până așa. Deci, a trecut, ar fi și 11, da? Am zis și 10 și ar fi și 11 acum, da? La și 13, ei au plecat. Ies de pe poarta unității. Bun, au ieșit de pe poarta unității. Să spunem că acel echipaj sau cum autospecială sau ce este, trebuie să parcurgă un drum de 20 de minute pentru că atât e traseul. În mod normal? Care în mod normal să parcurge în 20 de minute, da? Să spunem asta. Ei, aici intervin lucrurile care, și lumea poate nu înțelege acest aspect, pentru că pompierii și cu autospecialele nu zboară. Nu. Nu. Deci merg pe aceleași șosele pe care mergem și noi. Așa, da? Este. Ei, mergem pe aceeași șosea care este, sau care ar trebui să fie comportamentul participanților la trafic la auzul sirenelor unei astfel de mașini sau unei astfel de autospeciale. După cum v-am menționat, colegii mei, din momentul în care au primit apelul, în maxim 2 minute, au obligație de a ieși pe poarta unității pentru a se deplasa la intervenție. Conform legislației, autospecialele din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență trebuie să se deplaseze către locul solicitării cu semnale acustice și luminoase, pentru a conștientiza cetățenii că mergem la o intervenție, la o situație de urgență. Dacă în mod normal dumneavoastră faceți un drum până la într-o localitate, luăm exemplu Târgu Neamț, Pipirig, îl faceți în 15 minute, 10 minute, 15 minute cu o mașină mică, gândiți-vă că o autospecială de stingere are 10 tone, 5 tone sau 3 tone în funcție de capacitatea acesteia, plus cu 4 oameni care trebuie să fie pe autospecială. Cu scări, cu tot ce este. Absolut, deci o autospecială de pompieri cântărește cam 23-25 de tone. Gândiți-vă că noi nu putem parcurge în același timp cum parcurge un autoturism normal mic. Dar facem eforturi pentru a ajunge în cel mai scurt timp la locul solicitării. Dacă cetățenii și participanții la trafic ne acordă sprijin și respectă legislația rutieră, în sensul că
ne acordă prioritate în trafic. Dacă dumneavoastră vă încăpățânați și nu ne dați acces pentru a vă depăși, nu putem ajunge la locul intervenției. Adică mai pe românește, în momentul în care auzi în spatele tău sirena, fie ea salvare, poliție, jandarmi sau orice ar fi din aceste structuri, te retragi puțin spre dreapta sau găsești o posibilitate să dai loc, încetinești, bineînțeles, și dai loc. Poate este... Același lucru, mă scuzați, și cu pietonii, chiar dacă e trecere pietoni. Asta mai stai să... un minut acolo până trece mașina, da? Aș vrea să, poate par un pic dură când spun lucrul ăsta, dacă s-ar întâmpla în familia noastră să avem nevoie de un serviciu de urgență, am vrea să ajungă cât mai repede. Ei, gândiți-vă că și cei care au făcut solicitarea prin 112 la fel așteaptă intervenția forțelor cât mai rapidă pentru a diminua pagubele ce se pot produce. O rugăminte către pietoni, pentru că, din păcate, ne lovim de reticența oamenilor de a nu înțelege rolul acestor autospeciale. Chiar dacă ești pieton, dragă cetățean, trebuie să acorzi prioritate autospecialilor, fie ele de poliție, jandarmi, pompieri, SMURD, orice autospecială, pentru că se duce la o intervenție și poate salva viața unui om. Gândiți-vă cum este să oprești o autospecială cu 23 de tone, în mijlocul traseului, pentru că tu te încăpățânezi să traversezi strada. Gândește-te la viața pompierilor care merg la intervenție, pentru că cel care conduce autospeciala are responsabilitatea colegilor din autospecial. Eu nu vreau să fac o tragedie, doar vreau să conștientizez cetățenii cât este de important să nu-ți vezi tu întâi prioritatea ta de a trece strada pentru că este verde pentru tine, ci de a acorda sprijin omului care are nevoie de intervenția pompierilor în cazul nostru. După mine, acesta este un gest de înțelegere, un gest minim de bun simț, pentru că toată lumea putem fi la un moment dat într-o astfel de situație. Și pentru că tot am ajuns la acest aspect, spuneați la început că apelurile la 112 se împart în două, din care o parte se mai împart în două. Există în legislația românească pentru cei care folosesc sancțiuni, care folosesc inutil sau chiar unii își bat joc de aceste... Nu este, nu avem noi atribuții de a sancționa persoanele care fac apeluri false. Aici este atribuția colegilor noștri de la poliție. Și sunt convinsă că aceștia gestionează corespunzător asemenea lucru. Deci există lege de a fi sancționați, da? Și trebuie să conștientizăm că nu putem să sunăm la 112 pentru orice lucru. Avem un cetățean din raionul de intervenție al detașamentului Piatra Neamț care sună zilnic la 112. Ba că cuibul de barză stă să cadă, ba că a trecut prea repede un autoturism, ba că i s-a clătinat gardul, ba că îl doare măseaua, ba că... Nu e corect, nu e fair play față de celălalt cetățean, de lângă cel care are nevoie de sprijin. Acum când spuneați asta, îmi dau seama că și acel apel telefonic ocupă linia de comunicație. Absolut. Și tocmai în momentul ăla poate există. Și știți cum este? Fiecare apel la 112 trebuie să-l gestionăm și trebuie să-l luăm în seamă, pentru că dacă într-adevăr este o situație de urgență, ne putem asuma riscul că nu e adevărat și atunci forțe și mijloace din cadrul unei structuri se deplasează la locul evenimentului pentru a interveni, pentru că așa este normal. Da. În afară de asta, dacă îmi permiteți, o să completez, deci să spunem că orice apel poate care este neadevărat sau care nu are urgența atât de maximă. Eu nu spun, poate depinde fiecare persoană sau cetățean cum vede acea urgență. Poate pentru el îi se pare că este urgență, dar cred că ar trebui să fim foarte raționali în momentul în care sunăm la un astfel de număr. Și vreau să spun că toate acestea, să spunem că este o urgență falsă sau mai știu eu ce, implică resurse materiale destul de sunt cheltuieli. Deplasarea inutilă într-un loc presupune cheltuială. Cheltuială pe care cine o face?
statul român, adică noi toți, da? Așa este, deci tot dumneavoastră suportăm, deci adică tot noi suportăm. Nu numai dumneavoastră, tot suportăm toată lumea cheltuielile, suportăm cheltuielile pentru apeluri nu false. Nu numai aceste cheltuieli și la un moment dat și acestea sunt, poate resursele sunt limitate până la urmă, nu? Și s-ar putea să nu mai fie bani suficienți pentru a acoperi toată plaja sau să fie de o calitate net superioară serviciul pe care l-a acordat. Eu zic că ar fi frumos ca toți să conștientizăm pentru ce este folosit acest număr de telefon, pentru ce ar trebui să fie folosit acest număr de telefon și să lăsăm linia liberă pentru situațiile de urgență. Și pentru că tot vorbim de 112, până este important să știm să acționăm și să dăm detalii corespunzătoare, da, pentru a ajunge cât mai repede la locul evenimentului. E important atunci când suni la 112 să te prezinți și să spui unde locuiești sau unde s-a întâmplat evenimentul, pentru ca noi să putem aloca forțele și mijloacele necesare intervenției prompte și rapide. Dacă dumneavoastră ne spuneți că arde o șură și de fapt incendiul s-a extins la locuință și deja se manifestă la acoperiș, noi putem veni doar cu auto specială pentru că dumneavoastră a spus că se manifestă doar la șură. Dar dacă dumneavoastră spuneți că s-a extins și la locuință, sunt alocate forțe suplimentare pentru a interveni în scurt timp. Deși se intervine poate doar cu auto specială, dar avem rezerva de apă pentru a interveni prompt. Și pentru că am ajuns aici, aș vrea să fac mențiunea. Am întrebarea, da, spuneți-o dumneavoastră, da. Cu apa. Cu apa. Da. Cu apa, să vă spun că nicio auto specială din cadrul ISU Neamț și din toate structurile de IGSU nu pleacă fără a fi umplută cu apă. După fiecare intervenție, autospecialele de stingere se curăță și se dotează cu tot ce este necesar pentru următoarea intervenție. Niciodată, ca să mă fac înțeleasă, nu plecăm la o intervenție fără apă. Apa care o avem în interiorul unei autospeciale, la o presiune ridicată pe care o folosim pentru a interveni, se consumă în foarte scurt timp. Bun, opriți-vă puțin. Se consumă în foarte puțin timp. Să spunem, Doamne ferește, este un incendiu într-o localitate în care nu ai apă, nu, sau în zona în care fântâna e secată, alături n-ai fântână, pompă stradală sau ce? Toate acestea sunt gestionate de către dispecerat și se ține legătura cu cel care gestionează intervenția de la locul evenimentului și spune: nu am resurse de apă. În același timp se trimite forțe și mijloace de la detașamentul de pompieri din raionul în care este sau din raionul celălalt de intervenție pentru a veni cât mai scurt timp cu resursele da, necesare. Deci niciodată încercăm să facem tot posibilul, nu rămânem fără apă. Pentru că sunt atât de, mă scuzați, deci după cum gândesc, sunt atât de multe situații, în afară de situația de urgență, de urgență prezentată de un cetățean, acolo se complică lucrurile, s-ar putea să mai fie încă niște rămurele de urgență. Așa este, da. După cum am spus, toate autospecialele sunt alimentate și curățate pentru a fi operative și la fel și pompierii sunt pregătiți cu echipamentele specifice pentru a desfășura misiunea care este încredințată. Doamna Popa, pentru că la început ați spus ceva despre acest serviciu pe a cărei purtătoare de cuvânt sunteți, din câte am auzit, pe lângă personalul care este angajat la dumneavoastră, deci dacă am fi să repetăm, pompieri în mod special, nu? Toți ce, avem... Ce mai, noi suntem militari, pompieri. Pompieri, deci sunt, pompieri, toți bun, suntem de pompieri. De structură militarizată. Militarizată. La ISU lucrează pompieri. Pompieri, da? Bun. Sunt și voluntari. Da. Așa este. Tocmai ce am sărbătorit ziua voluntarului pe 5 decembrie, în fiecare an sărbătorim această zi, în onoarea persoanelor care își dăruiesc din timpul lor pentru a face bine comunității din care fac parte.
La nivelul IGSU, adică Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, a început în 2016 o campanie numită Salvatori din Pasiune. Și la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Petrodava al Județului Neamț a fost implementat acest program. În momentul actual avem peste 120 de voluntari activi care își desfășoară activitatea alături de pompierii nemțeni la intervenții. În toate cele trei detașamente avem voluntari care activează pentru a veni în sprijinul cetățenilor. Deci ei sunt, să zicem, oameni care locuiesc în zona respectivă, în zona unde este detașamentul sau de pompieri, nu? Da, da. Și la solicitare intervin sau vin la servicii ei, ca ceilalți? Teoretic, nu teoretic, programul merge în felul următor. Voluntarii, membrii voluntariatului, se planifică pentru a desfășura activități. Aha. Conform unei planificări, ei vin la serviciu. Când, dacă astăzi sunt 24 de ore cu libere, el trebuie să desfășoare minim 3 ore de voluntariat atunci când vine. În fiecare început de lună el face protecția muncii pentru ca să-l învățăm pe voluntar că trebuie să respecte regulile pentru a preveni producerea unei situații ce ar necesita intervenția altor forțe. Așa că după cele 2 ore în care se face SSM-ul, mai pe scurt, ei se planifică pentru a desfășura activități. La nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț avem voluntari în special pe ambulanțele SMURD. Cei care au peste 18 ani pot face activitate, pot face parte din echipajul de pe SMURD. Nu prea sunt voluntari care doresc să facă pe autospecialele de stingere, pentru că este un pic mai greu. Marea majoritate a voluntarilor de la noi, de la în cadrul programului Salvatori din Pasiune, sunt persoane care sunt elevi la școlile post-liceale sanitare și doresc să facă practică pentru a avea mai multe cunoștințe teoretice și practice. Da. Pe ambulanța SMURD mergi la diverse evenimente și vezi cum se intervine real. Da, de asta aleg. E o practică foarte bună și clară. Da, și sunt și tineri, avem tineri de la 16 ani care nu pot face activități pe autospecialele noastre, dar pot desfășura activități în folosul comunității, în sensul activităților de informare preventivă. Participă cu noi la activități de instruire a cetățenilor privind modul de comportare în diverse situații de urgență, însemnând cum să te comporți în caz de incendiu, cum să te comporți în caz de cutremur, cum să te comporți în caz de inundații, alunecări de teren, găsirea unor elemente de muniție rămase neexplodate și mai mult, cum să acorzi primul ajutor. Avem o campanie care se numește Învață să salvezi o viață. Și voluntarii din cadrul acestui program au fost foarte deschiși și ne-au sprijinit și ne sprijină în activitățile ce le desfășurăm la licee în momentan, pentru că această campanie este dedicată mai mult copiilor adolescenți, pentru că ei pot interveni și conștientiza riscul. Pe măsură ce vom instrui personalul copiii și personalul didactic din licee, ne vom duce către copiii care sunt în clasele de gimnaziu, de la 8-a, 7-a, 6-a, 5-a și poate vom merge și în clasele 1-4 să spunem câteva informații despre cum să acordăm primul ajutor. Mă face să zâmbesc pentru că eu fac parte dintr-o lume mai veche așa. Mult timp a trecut de când în școala pe care am făcut-o eu, vorbesc de celelalte timpuri, se făceau aceste lucruri chiar de la clasele mai mici, adică era ceva, mici milițieni pe vremuri, ne învățau, vreau să spun acum cu ochii adultului că lăsând la o parte că se chema într-un fel sau altul sau că era un regim sau altul, ceea ce era pentru copilul de la vârsta, să zicem, chiar din școala primară, a treia, a patra și mai încolo, nu mai spun cursurile de prim ajutor și toate, astea au rămas așa de puternic în mintea mea și cred că este extraordinar de educativ pentru un tânăr și trebuie să înțeleagă, pentru că asta este ceva care ar trebui să știm toată lumea, să acordăm minimul acesta de ajutor. Dar înainte de a, că o să venim la acest aspect, o să revenim, aș vrea să vă întreb în primării, de exemplu, pentru că am întâlnit există personal
care răspunde de situațiile de urgență, nu este personalul dumneavoastră? Nu. La nivelul fiecare unități administrativ-teritoriale din județul Neamț. Pentru că revin, reprezint județul Neamț, da? Județul Neamț, da. În cele 83 de unități administrativ-teritoriale este constituit serviciu voluntar pentru situații de urgență, adică pompierii voluntari. Aici, depinde de categoria serviciului, avem și dotare cu autospecială. La fiecare serviciu voluntar pentru situații de urgență există un șef serviciu voluntar pentru situații de urgență care este angajat. Acest șef serviciu voluntar pentru situații de urgență, împreună cu voluntarii care doresc să facă parte din acest serviciu care vine în sprijinul comunității din care fac parte, desfășoară activități de informare preventivă, activități de verificare și îndrumare, adică nu control neapărat, și participă efectiv la intervenții. Rolul acestor servicii voluntare pentru situații de urgență este de a limita producerea unei situații mai grave. Gândiți-vă că suntem la Petricani. Până ajunge detașamentul de pompieri din Târgu Neamț, durează minim 10-15 minute cu autospeciala. Ei, în cazul în care ar fi vorba de un incendiu, voluntarii de acolo se pot mobiliza mai repede, în 5 minute ei pot ajunge la locul evenimentului și fiecare acționează cu mijloace de primă intervenție. Mijloace de primă intervenție înseamnă stingător, o găleată cu apă, măturoi, furci, lopeți, care pot localiza incendiul. Incendiul, dacă nu este localizat, adică nu căutăm să... ce înseamnă localizare? Să nu-i lăsăm... să nu-i permitem să se extindă și la alte vecinătăți. Și atunci, acesta este rolul serviciului voluntar pentru situații de urgență. Serviciul voluntar pentru situații de urgență are obligația, conform legislației în vigoare, să meargă la gospodăriile populației, în special la persoanele vârstnice, la persoanele care au mulți membri ai familiei sau care au probleme sociale, să le spună, să aibă în vedere verificarea coșurilor de fum, eventual să-i ajute, să le recomande să nu lase nesupravegheat focul, și aici vom dezbate... Asta e unul din aspectele pe care aș vrea să le discutăm, adică pe lângă faptul, deci dumneavoastră ați prezentat ce faceți, cred că din prioritățile sau din direcțiile pe care la inspectoratul județean și nu numai, cred, este acela de a conștientiza populația asupra unor reguli minime pe care trebuie să le respecte vis-a-vis de tot ce ne înconjoară într-o locuință, să zicem, hai să zicem locuință, da? Adică așa este. Curentul electric, gazul, metan, încălzirea soba. Cu soba, chibrite, știu eu ce mai e așa. Așa este. Unul dintre obiectivele, de fapt, și una dintre atribuțiile Inspectoratului pentru Situații de Urgență este conștientizarea cetățenilor și desfășurarea acțiunilor ce prevăd prevenirea unor situații de urgență. Deci ne ocupăm cu prevenire, intervenție și știți că sloganul nostru este prevenim, protejăm, salvăm. Și cel mai important este să prevenim. Și știți de ce? Prevenirea este mai ieftină de 10 ori decât intervenția. Același lucru și la sănătate este. Absolut, da. E valabil. Așa că la nivel național s-au desfășurat și se desfășoară foarte multe campanii de conștientizare a cetățenilor. Una dintre campanii se numește FOC, Flăcările omoară copiii. Știați că în România pe săptămână un copil arde din cauza incendiului? Vă dați seama? Este un număr mare. Statistica e mare. Da. Mare. Mai avem campania RISC. Renunță, improvizațiile sunt catastrofale. Mai avem campania Nu tremura cu tremur, care dorește să ne conștientizeze cum să ne comportăm în cazul producerii unui cutremur. La nivelul județului Neamț avem campania Învață să salvezi o viață. Detectorul de fum te poate ajuta. Mai avem Selfie în siguranță, pentru că vă voi povesti și despre o situație care se poate produce din cauza neglijenței și a tratării cu indiferența acestor lucruri. Și căutăm să venim în sprijinul cetățenilor prin conștientizare.
pentru că anul 2021 a provocat victime ca urmare a producerii unor fotografii pentru a fi postate pe rețele de socializare. Selfie-ul pe tren. Noi ne-am gândit împreună cu colegii de la poliție și jandarmi să facem o campanie la nivel de județ care se numește Selfie în siguranță. Și am mers în școli, acolo, de exemplu, am mers la Roman pentru că acolo avem cale ferată electrificată unde poate produce pagube. În 2021, trei copii au suferit foarte mult din cauza că s-au urcat pe vagonul de tren să-și facă un selfie. Și noi am venit în sprijinul acestor copii prin campania asta și am spus că un selfie memorabil îl poți face și în alte locuri și fără a produce pierderi de vieți omenești sau pagube iremediabile, pentru că unul dintre copii, după ce s-a urcat pe tren, a căzut și a suferit arsuri foarte grave, nu știm foarte detaliat starea lui. Dar avem satisfacția că față de anul trecut și pentru că am demarat această campanie, numărul cazurilor a scăzut la zero. Este mulțumitor pentru noi, absolut, pentru că deci este un lucru foarte bun. Poate așa au conștientizat. Eu vreau să vă întreb, da, este dificil, deci noi spunem și se spune, poate știm, unii zic că ne-am și plictisit de acele reclame care spune risc și îți arată negru pe alb, că faci improvizații, că nu-ți cureți coșurile de fum, lucru, mai ales suntem în perioada iernii, deci lucru care ar trebui chestii de minim bun simț să o faci. Dar în afară de asta, n-ai cum să-i sancționezi pe oameni să spunem că nu ți-ai curățat coșul de fum. Nu, există? Dar nici nu trebuie. Nici nu trebuie, pentru nu? Că cea mai mare sancțiune este atunci când se întâmplă. Doamne ferește! Și noi nu dorim asta. Absolut. Asta încercăm să explicăm cetățenilor. Noi nu dorim să sancționăm, pentru că nu e corect să ne învățăm numai cu sancțiune. Noi trebuie să acționăm din conștiință. Din conștiință, din protejarea noastră, în primul rând, nu? Să știți că și oamenii cu venituri mai bune au avut probleme, pentru că de la un șemineu necurățat fiind coșul de fum, a luat foc toată locuința. Deci nu se întâmplă numai la oameni cu venituri mici. Absolut. Deci acest fenomen este general valabil pentru toată lumea. Curățarea coșului de fum prezintă garanția că veți trece în siguranță peste sezonul rece. Faptul că veți pune o tablă în fața sobei pentru a evita producerea unei situații în cazul în care ar cădea scânteii din sobă, este doar siguranța că treceți cu bine peste sezonul rece. Eu mi-aduc aminte în copilărie, la țară, așa era pusă tablița în fața sobei pentru a evita producerea asta. Dacă noi vă spunem că nu trebuie să puneți pe sobă la uscat rufele, este vorba de siguranța noastră. Am avut în Pângărați o locuință care s-a făcut scrum din cauza că s-au pus rufe la uscat și au fost lăsate acolo pe o perioadă mai lungă. De când mai există o variantă la sobe de închidere a sobei la coș și monoxidul de carbon, știți, ca să rămână căldura. Acum era, dacă mai se mai folosește. Sunt foarte multe persoane care s-au întâmplat accidente urâte. Care mor nu din cauza incendiului, ci din cauza intoxicațiilor cu monoxid de carbon. Așa că noi încercăm să conștientizăm prin campaniile care le facem și prin sfaturile pe care încercăm să le dăm populației că curățarea coșului de fum și a sobei este importantă pentru dumneavoastră, pentru siguranța dumneavoastră. Faptul că vă puneți tablița în fața sobei este tot pentru siguranța dumneavoastră, pentru a evita ca jarul sau scânteile să cadă din sistemele de încălzire, pentru că am avut chiar săptămâna ce a trecut o asemenea cauză care a produs un incendiu cu pagube destul de importante. Faptul că vă recomandăm că atunci când plecați din casă să vă uitați dacă ați lăsat în priză un aparat electrocasnic pe care nu-l folosiți, tot pentru siguranța dumneavoastră este. Pentru că atunci când plecăm nu mai gândim că poate am lăsat în aparatul de încălzire ca să fie cald, dar te-ai gândit că s-ar putea să găsești scrum. Deci, dacă noi vă prezentăm
situațiile mai tragice, ne gândim că poate așa conștientizăm. Da. Dar haideți să nu mai prezentăm situații tragice. Un singur lucru și... vreau să vă mai, să mai completăm aici. Pentru că vorbim de sobe, dar există atâtea blocuri și în Târgu Neamț este unul din cele care are gaz, au centrale foarte mult. Contorii de detectare a gazului. Da, este recomandat să vă puneți, să vă instalați aceste detectoare de gaz pentru că vă pot salva viața. Este ieftin și eficient. Asta trebuie să înțelegem. Și să vă verificați periodic centrala termică. Pentru că ține vorba de, este vorba de siguranța dumneavoastră. De ce să riscați pentru nimic, când puteți dumneavoastră să aveți o viață frumoasă, fără riscuri, doar respectând câteva măsuri reglementare. Nu lăsa, știți că pe vremurile copilăriei era la intrarea în bloc, scria a închis apa, lumina și gazul. Astea erau niște lucruri pe care trebuia nu să le respecti. Nu lăsați încărcătoarele în priză, știu, da, fierul de călcat, aspiratoare. Trebuie să înțelegem că dragostea față de Dumnezeu ne-o putem exprima absolut. Și prin fapte bune. Nu lăsați candela sau lumânarea nesupravegheată și plecați din locuință. Sunt foarte multe cauze care au produs incendii din cauza acestui lucru. Îl iubim pe Dumnezeu, ne manifestăm dragostea cât suntem acasă și prin aprinderea candelei și a unei lumânări, noi exprimăm, putem să ne exprimăm prin fapte bune, prin gesturi simple care pot aduce bucurii și fără să ne gândim că n-am aprins candela. Deci nu este un atac asupra dragostei absolut. Față de Dumnezeu, ci este doar o conștientizare, pentru că și Dumnezeu vă trimite fel de fel de mesaje pentru a vă fi dumneavoastră bine. Noi probabil suntem trimiși lui Dumnezeu, nu? Să vă învățăm să... Adineaur, când vorbeați, mă gândeam așa, ce bine că există o astfel de structură și după cum ați văzut, dragii mei, este foarte bine organizată, fiind așa integrată, adică nu umbli de la Ana la Caiafa într-o situație de asta. Timpii de așteptare sunt scurți, iar și vedem în fiecare zi că acești oameni își fac cu prisosință datoria, mergând în situații, deci numai dacă ne uităm la jurnalele de știri, nu există jurnal, cred să nu se prezinte o situație în care aceste formațiuni să nu fie prezente. Și dacă faci un exercițiu să te pui o secundă în pielea unui om care e pompier sau care trebuie să descarcereze o persoană, nu cred că este chiar foarte simplu să vezi să poți să-l ajuți sau să-ți pară rău că nu mai poți să-l mai ajuți. Da, ar trebui să gândim de 2-3 ori pentru asta. Deci implică foarte multe, dar noi am vorbit de o gamă largă de situații de urgență, dar sunt și unele care sunt total neașteptate, poate. Absolut. Deci am vorbit până acum, să zicem, incendii, care poate și noi suntem oarecum vinovați, dar sunt și unele poate care nu suntem chiar direct, adică alunecările de teren, sloiurile pe bistrița care vin cu gheață, eu știu, aceste obuze sau ce se mai găsesc din al doilea război, eu am avut o situație de genul ăsta și țin să mulțumesc acestui serviciu, a fost impecabil, adică și atunci am înțeles chiar mai mult rolul dumneavoastră. Deci să zicem că astea nu suntem noi vinovați direct, adică o acțiune directă, am căzut jarul din sobă, dar tot există și avem și noi oarecare vină. Doamna Popa, sunt multe de spus, dar în afară de asta, pentru că acum mi-a venit în minte, citeam articole despre multe state și, de exemplu, Japonia, care este un stat ce are foarte multe cutremure și se confundă. Ei sunt educați de mici, deci nu se discută cu perdea sau cu asta. Deci e un fapt, trăiesc în niște insule care asta e, pământul așa e acolo și sunt educați de mici, se fac exerciții pentru acest lucru. Da. Da? Corespunzător. Sper că e bine să vă întreb. A fost un pic de vâlvă, poate acum o lună, când... Sau nu știu când a început chiar exact acest
cu acele pene de curent care se pot, pot fi posibile și în România, și în Europa, și, și la televizor s-au scandalizat, ca și mulți alții, că de ce, dacă se ia curentul, de ce să avem pregătiți, că ce se întâmplă, că ce se nu știu ce, o întreagă poveste, n-are sens, o știe toată lumea. Ce părere aveți despre acest lucru? Trebuie să fim oarecum pregătiți sau nu? Pompierii vă sfătuiesc să aveți un rucsac pentru situații de urgență. Acest lucru este prevăzut mai mult pentru că în cazul în care s-ar produce un cutremur, noi trebuie să fim pregătiți să ne descurcăm până ne găsesc autoritățile publice locale. Acel rucsac trebuie să conțină câteva conserve, materiale de igienă personală, o pătură, dar și un, câteva medicamente, mai ales dacă știți că aveți probleme medicale. Este indicat să avem o lanternă cu baterii pentru a putea vedea în cazul în care nu avem lumină în solară zonă, sau da, curentul nu mai este, și un radio, tot cu baterii, pentru a asculta știrile și indicațiile ce sunt date de autoritățile publice locale. Este foarte important să avem chiar și un fluier în acel rucsac, pentru că în cazul în care s-ar produce un cutremur și ar cădea clădirea, iar noi am fi surprinși acolo, forțele de intervenție ne pot găsi dacă suflăm din fluier. Poate pare banal, dar acestea sunt niște indicații simple, de bun simț, care pot fi pregătite din timp. Apa nu expiră niciodată, la conserve ne putem uita din când în când, anual, așa cum noi pompierii suntem pregătiți pentru asemenea situații, în sensul că avem o raniță pregătită cu toate materialele care vi le-am enumerat mai devreme, așa orice cetățean poate să pună în debaraua lui sau în balcon, într-un loc mai puțin folosit, un rucsac pentru a putea gestiona situația în care este atunci. Nu vă pot spune despre pana de curent, eu nu știu, nu am cunoștințe, eu v-am întrebat despre, în general, ce ar trebui să faceți. Să dați voie să circule informații pentru a merge la intervenție, pentru că atunci vor fi adevărate situații care nu țin de noi. Și dacă dumneavoastră, vorbesc așa în general, dacă dumneavoastră țineți linia ocupată și spuneți că a avut loc un cutremur și că a căzut blocul, noi am recepționat, dar nu este nevoie să ne sunați de mai multe ori, pentru că în cazul în care s-a produs un cutremur, forțele noastre toate sunt împărțite pentru a interveni în zona în care s-a produs cutremurul și căutăm persoane da, posibil dispărute sau posibil surprinse sub dărâmături. Vom face tot posibil pentru a crea împreună cu autoritățile publice locale spații pentru cazare. Ele sunt prevăzute în anumite planuri care sunt întocmite periodic și verificate, inclusiv pe teren, pentru a asigura cetățenilor un trai decent până putem reveni în locuința în care am avut-o. Da, doamna Popa, deci nu mai avem chiar foarte mult timp, dar tot trebuie să vă mai întreb ceva și asta nu înseamnă că am epuizat absolut tot ce vroiam. Nu, nici pe departe. Abia este începutul. Aș vrea din ceea ce a spus acum să trag eu o concluzie atât pentru mine cât și pentru ceilalți cetățeni. E bine să nu luăm în derâdere toate aceste lucruri pe care doamna le-a expus, care de fapt statul și prin serviciile pe care doamna le reprezintă au făcut acest set de reguli tocmai pentru protecția și pentru ajutorul nostru. Pentru că avem uneori tendința să mai luăm în bășcălie niște lucruri. Încercăm să luăm rațional aceste lucruri și să ne protejăm pe noi. Mai vroiam să vă mai pun o întrebare, tot referitor la prevenție sau prevenire. Dumneavoastră am senzația că mergeți și în diverse firme, instituții, nu? Deci absolut. Vă ocupați și cu... Deci nu este vorba numai de... Activitățile pompierilor cuprind o variată gamă. În sensul că, după cum am zis, prevenim, protejăm, salvăm. Avem colegii care merg în activități de îndrumare și control, deci nu mergem doar ca să sancționăm, nu ăsta este scopul nostru. Scopul nostru este de a conștientiza că este foarte important să respectăm reguli și măsuri ce nu pot pune viața noastră în pericol.
alt compartiment este cel care merge la intervenții, da, și cel medical. Facem totul pentru protecția cetățeanului, da, și pentru a gestiona. Acum pe final și nu numai atât o laudă, pentru că și eu reprezint o instituție în care lucrez de atâția ani și în care am avut contact cu colegii dumneavoastră de ani și ani de zile, pentru că cel puțin o dată pe an, dacă nu, există o vizită a colegilor din departament, a pompierilor și a inspectoratului pentru situații de urgență. Mi se pare absolut normal. Iar atitudinea pe care o spune doamna este exact aceeași. Deci încercăm să găsim împreună soluții, chiar dacă nu putem rezolva în ansamblu toată, pentru că sunt diverse lucruri care nu se pot rezolva, dar ceva măcar de a proteja pe cât posibil locul în care ne desfășurăm munca și bunurile care sunt acolo. Doamna Popa, da, pe final vă rog să concluzionăm, adică dumneavoastră să spuneți Știți o părere. Știți ce mi se pare important? Că ar trebui să acordăm o atenție sporită învățării copiilor de mici privind regulile și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor și a situațiilor de urgență în general. Este foarte important să ne lăsați ca noi atunci când mergem în unitățile de învățământ, fie că pornim de la creșă, fie că pornim de la grădiniță, clase primare, gimnaziale și liceu, chiar și operatori economici, să desfășurăm activitățile până la capăt. Haideți să încercăm să nu mai zicem că sunt prea mici și nu înțeleg. Ba da, înțeleg. Înțeleg că atunci când este cu tremur trebuie să se adăpostească, nu să se ascundă sub măsuță. Pentru că am caz personal. Copilul meu, după multe exerciții la grădiniță, când erau exercițiile cu sirenele, el știa că atunci trebuie să se adăpostească. Da, să se adăpostească. Și și-a dat seama că trebuie să ieși cățelul. Și n-a mai avut timp să ajungă sub masă și s-a băgat sub o grindă. Este foarte important, da, să învățăm pe copii de mici, pentru că ei sunt importanți vectori de diseminare informațiilor pe care, absolut, le transmitem. Ce vă spuneam eu adineauri, pentru că ceea ce mi-a rămas în memorie este din copilăria mică și din școală, cu toate acele lecții mi-aduc aminte și figurile persoanelor care veneau să ne spună aceste Tocmai lucruri. De asta am rămas datoare cu o remarcă. Să știți că în continuare avem astfel de activități, în sensul că avem concursul Cu viața mea apăr viața, un concurs cu tematică de protecție civilă, avem Prietenii pompierilor, un concurs cu tematică de prevenire și stingerea incendiilor, dar avem și un concurs care se numește Sanitarii pricepuți. Vechii sanitari pricepuți la care am fost și eu. Da, și să știți că copiii vin cu drag la aceste concursuri, cu toate că nu avem premii decât diplome. Nu este nimic. Important este că socializăm, învățăm. Și sunt lucruri diferite de ceea ce fac la școală. Și mândria noastră este că acești copii care participă la activitățile cu pompierii sunt viitori pompieri și colegi ai noștri. Doamna Popa, cred că am depășit puțin timpul, dar o să încercăm să ne încadrăm. Vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitatea de a fi în această emisiune cu mine. Nu am epuizat, dragii mei, nici pe departe acest subiect. Este foarte vast și mi-ar place să o mai am pe doamna într-o altă emisiune în care să dezbatem mai punctual aceste lucruri și într-adevăr aș vrea să subliniez că una din măsurile cele mai importante care îl consider eu personal și cred că și doamna este în asentimentul meu, pe lângă ceea ce a spus prevenire, protecție și salvare, eu aș pune și educarea cetățenilor, nu știu în care ordine, dar obligatoriu trebuie să fie și ea. Și pe final să vă spun la toată lumea sărbători cu bine, pentru că suntem în luna sărbătorilor de iarnă. Dumneavoastră la fel, multă sănătate și putere de muncă și transmiteți-le, vă rog, și colegilor dumneavoastră toată aprecierea pe care eu și multă lume o acordă. Și chiar să vă spun că sunt țări în care pompierii sunt la mare rang, sunt foarte bine apreciați, sunt oameni care atunci când mașina din pompieri iese din locație
stau aproape în poziție de drept ca la imn în fața acestor oameni. Cred că ar trebui să avem, nu, poate atitudinea asta sau și nu văd de ce nu, dar să avem o atitudine foarte clară față de acești oameni care își riscă până la urmă viața. Deci nu este numai o meserie, este o implicare puternică, înseamnă și sănătatea lor și sportul și alimentația și totul ca să fie oameni puternici să ne poată salva. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați urmărit și vă aștept la următoarea emisiune. La bună vedere!